Eu am decriptat metafora și mi s-a părut chiar foarte drăguță. Ținând cont de ceea ce a ajuns presa în ziua de astăzi, după cum ai trecut prin ea, doar o magie mai poate face să existe în continuare presă tipărită. Iar ca moment, mi s-a părut neașteptat și asta vrem să vedem, sau și asta vrem să vedem aici la România au Talent. Lucruri neașteptate, nemaivăzute. E pentru prima oară când vedem așa ceva. Sper din toată inima, între o mare de cântăreți, dansatori și impostori, să ai și tu publicul tău. Vă mulțumesc! Serban, îmi pare rău dacă ți-am încurcat calculele, dar ne mai vedem și în etapa următoare. Vă mulțumesc! Și salutări la Oradea!